patru versete care ne arată că biserica va fi răpită înainte de necazul așa de mare. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi și mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Roman, capitolul 5, versetul 9. Și să așteptați din cerul pe fiul său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, și ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 9. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii Pământului. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.